Părintele Protosinghel Petroniu Tănase, starețul schitului românesc Podromu de pe muntele Athos, s-a stins din viață la 97 de ani. Părintele Petroniu era considerat cel mai de seamă duhovnic român de pe muntele Sfânt. Preotul a ajuns în Grecia acum 33 de ani, iar în ultimii 22 a fost starețul schitului. Slujba de înmormântare va fi oficiată astăzi de starețul mănăstirii Marea Lavra, considerată prima mănăstire de pe muntele Athos.